Stimați invitați, doamnelor și domnilor, 1115, 1260, 2600, 1000. Nu sunt numerele de pe vreun card bancar și nici vreo rețetă magică de algoritm pentru a câștiga la loto. Sunt, în fapt, cele mai importante numere care influențează în mod direct și indirect viața noastră a tuturor românilor. De la cel mai mic la cel mai mare. De la copilul al cărui nivel de școlarizare depinde de banii câștigați de părinți la sute de kilometri distanță de casă, până la antreprenorul al cărui profit este generat de angajații ce locuiesc la zeci de kilometri de fabrică. 1115 kilometri reprezintă lungimea totală a drumurilor de mare viteză aflate astăzi în circulație în România. 1260 reprezintă numărul de kilometri aflați în execuție și licitație astăzi în România. Și 2600 de kilometri de autostrăzi reprezintă numărul pe care se putea deja circula în România dacă lucrările mergeau ca în ritmul actual. Iar numerele care radiografiază numai situația infrastructurii rutiere sunt și mai multe. Doamnelor și domnilor, vă invit astăzi să pășim împreună spre viitor, pe calea sigură pentru România. Să mergem pe o autostradă vie, compusă din proiecte pe care cu toții ni le dorim. O autostradă care are ca destinație finală reconstrucția României. O autostradă de priorități concrete, precum reindustrializarea României, finalizarea proiectelor de infrastructură mare de transport, creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare, protejarea tinerilor de consumul de droguri și apărarea drepturilor românilor din diaspora. Stimați invitați, România are uriașa șansă ca în următorii 10 ani să devină o forță economică în Uniunea Europeană, în care munca onestă este răsplătită corect și oamenii au siguranța unui trai mai bun. De aceea este nevoie de un plan pentru România, de un angajament ferm pentru continuarea proiectelor începute. Gândiți-vă, numai în infrastructura mare de transport, în prezent, avem aproximativ 780 de kilometri de drumuri de mare viteză aflate în execuție. Alți 490 de kilometri aflați în licitație. Niciodată, dar absolut niciodată, în istoria României nu s-a investit mai mult decât s-a investit în ultimii 3 ani în autostrăzi și drumuri expres. S-au deschis zeci de șantiere de infrastructură în care se construiește mai mult decât tot ce s-a făcut în acest sector în ultimii 35 de ani. Se lucrează intens pe autostrada Moldovei, pe autostrada Unirii, pe autostrada Transilvaniei, pe drumul expres Craiova-Pitești și la prima autostradă care va traversa Carpații pe segmentul Pitești-Sibiu, legând astfel, într-un final, portul Constanța și capitala București de restul Europei. O cincime din autostrăzile României s-au dat în circulație în ultimii 2 ani, iar ele generează dezvoltare cu fiecare kilometru așternut
de asfalt. Pentru toate regiunile României, pentru comunitățile mai mici sau cele mai mari. Pentru toate acestea a fost nevoie de investiții de la bugetul de stat, care s-au dublat la rândul lor de fonduri europene. Și cel mai mult am avut nevoie de echilibru, responsabilitate, predictibilitate și de implicare. Doamnelor și domnilor, rezultatele socioeconomice din ultimii 3 ani sunt dovezile și sunt garanția că Marcel Ciolacu este singurul lider politic capabil să genereze și să lucreze în echipă pentru autostrada pentru România și să pune interesele naționale pe primul loc. Ca prim-ministru, Marcel Ciolacu a demonstrat că nu este un om conflictual și nu se aruncă în lupte politice sterile. Este adeptul rezultatelor obținute prin dialog și nu prin forță. Marcel este liderul și coechipierul care, de câte ori a fost nevoie, a căutat și a găsit împreună cu voi, împreună cu noi, soluții la situații dificile. Este un om credincios, un lider, și mă uit la el, în mâinile căruia eu am toată încrederea să las viitorul copiilor mei. Doamnelor și domnilor, vă mărturisesc că sunt fericit astăzi să vin în fața românilor, în fața dumneavoastră, alături de viitorul președinte al României, Marcel Ciolacu. Sunt fericit să fiu alături de prietenul meu, Marcel. A venit momentul ca România să fie ghidată de un președinte implicat, de un președinte al tuturor, care să asculte, să medieze și să vină cu soluții reale la problemele tuturor românilor. Doamnelor și domnilor, doar alături de dumneavoastră vom reuși să reconstruim România în parteneriat, patronate, sindicate, ONG-uri, antreprenori, glorii ale sportului românesc și, nu în ultimul rând, lideri ai cultelor religioase. Le mulțumesc tuturor care au răspuns apelului nostru, s-au întâlnit cu noi și au pus la dispoziție expertiza și s-au implicat cu soluții pentru a contura calea sigură pentru România, o viziune pentru 10 ani. Ați venit mereu în întâmpinarea noastră, a venit acum timpul ca oamenii politici să vă asculte și să afle ce doriți dumneavoastră de la România. Vă mulțumesc!